dor de mine. Am un anunț foarte important pentru voi, mai ales pentru una dintre voi, pentru tine, Popo Gamesh. Hey, așa este, avem un anunț foarte, foarte important pentru voi. Facem Bus House The Movie, prima comedie horror din România. Păi te hotărăști cu ori comedie, ori horror. Cum comedie horror? Bă, e comedie horror. Ah, ok. Exact, Ticule, comedie horror. Horror comedy. Păi și când iese mădrăcia asta de film? Bus House The Movie iese în aprilie în toate cinematografele din țară. Și noi jucăm toți în el, gen? Toți concurenții din acest sezon de Bus House vor juca în film. Bus House The Movie din aprilie în toate cinematografele din țară. Bă, aprilie anul ăsta cum ar veni? Aprilie devine acum? Din aprilie anul ăsta, gen, în toate cinematografele, Bus House The Movie. În episodul trecut, Erica a părăsit competiția, iar Cezara a trecut cu glorie peste cel de-al patrulea ei duel. Astăzi facem Cluj Express, probabil cea mai solicitantă probă de până acum. Nu mai înțeleg nimica, frate. Bă, am alergat azi. Bă, am transpirat. Respiră, drăcea, respiră, dă-i așa cu respirat. Concurenții trebuie să ajungă de la marginea orașului în centru și în alte trei locații, fără a se folosi de bani sau de telefoanele mobile. Sărmâna, unchiule! Noi suntem în trei emisiuni acum, ne puteți ajuta și pe noi? Mama, e mumră, rău, dar mers. Poate iau ăștia mașina. Să vedem dacă frigul va sta în calea concurenților, pentru că la momentul filmării se înregistra cea mai friguroasă zi din an. Dragii mei, bine v-am găsit la semifinala Bus House, semifinala care se desfășoară în Cluj-Napoca, în cea mai friguroasă zi din acest an de până acum. Este un ger, bă, e un frig de murim efectiv, ceea ce nu o să vă avantajeze. Proba de astăzi pentru unii o să fie cea mai grea de până acum, iar pentru alții o să fie ultima, așa că am nevoie să dați tot ce aveți mai bun în ciuda frigului care se află în atmosferă, da? Veți fi împărțiți în trei echipe a câte doi concurenți, o să fie o cursă prin Cluj. David Ioan, fiindcă a ieșit primul la proba de ieri, are avantajul de a-și alege coechipierul. Pentru toți ceilalți se va face aleatoriu la întâmplare. Înainte de a face tragerea la sorți pentru echipe, vreau să vă spun câteva reguli pentru proba de astăzi și vă rog să mă ascultați foarte, foarte bine. Descrierea exactă a probei o veți primi în plicuri. Unul la mână, vă vom lua telefoanele. În caz de urgență, vorbiți cu operatorul, nu veți avea telefoane la voi. Nu aveți bani, astăzi nu se lucrează cu bani, nu puteți să dați bani, nu trebuie să primiți bani, totul se bazează pe capacitatea voastră de a convinge oamenii să vă răspundă la întrebări și să vă ajute. Fără bani, nu aveți voie să urcați în mașini care au mai puțin de 3 locuri libere ca să se poată urca și operatorul cu voi, pentru că totul trebuie să fie filmat. Dacă operatorul vă pierde, automat proba voastră nu este validă. Bun, toată lumea a înțeles aceste reguli? Da. Acestea fiind spuse, haideți să tragem la sorți echipele și după aia o să primiți și plicurile, da? David, e momentul să-ți alegi coechipierul, după care vom trage la sorți pentru restul. 2 secunde. Deci care vrea să fie cu mine? Faceți pe atârtie vorbe. Se fac acolo niște negocieri. Eu merg și voi doi dacă vreți. Dar avem niciun avantaj, gen. Da, nu niciun avantaj teoretic. Da. Nu am putut să fac diferențe între băieți. I-am pus mai întâi să facă pietre de farfecă. Am zis, bă, dacă ăștia își doresc și vor și așa, știe aiurea să mă bag eu, să nu vreau eu. Că până la urmă nu era teoretic niciun avantaj. Ți-ai ales coechipierul? Da. Coechipierul lui David este Adrian, elicopter de ruptă, și așa s-a format prima echipă. Hai să vedem dacă o să fiți cum vă doriți voi, băiat, băiat, fată, fată. Habar n-am, e complet aleatoriu. O să amestec, da? Ziceți voi stop când termin cu amestecatul, da? Ultima amestecare și o să trag câte două. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Și prima echipă va fi formată din Costi Max și Drăcea. Este, mă! A doua echipă, Scarlet cu Cezara. Așa a fost să fie, așa s-a întâmplat. Bine! Știu că vă convine, știu că vă convine foarte, foarte mult. Și eu mă bucur de bucuria voastră, a fost complet aleatoriu. În momentul în care primiți plicurile, eu am dispărut de aici, sunteți pe cont propriu, da? Poftiți plicul, n-aveți voie să-l desfaceți încă, desfaceți când vă zic eu, poftiți plicul. De asemenea, fiecare echipă are câte un mentos, este posibil să vă ajute în interacțiunea cu oamenii din Cluj. Puteți deschide plicurile, start probă! Dragi concurenți, scopul vostru astăzi este să-l găsiți pe Sherry la checkpoint-ul final și să-i aduceți o porție de varză la Cluj și o sticluță de părincă. Le luați de pe drum oricând vreți, important este să ajungeți cu ele la final. Dar pentru asta va trebui să rezolvați mai multe probe până când veți primi ocazia de finish.
primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să ajungeți la Cluj Arena, unde o să găsiți o persoană în jurul stadionului care o să vă înmâneze următorul pric. Puteți să mergeți pe jos până acolo sau să faceți autostopuri, însă nu folosiți următoarele cuvinte ca să descrieți șoferilor destinația voastră. Stadion, arenă, fotbal, sport, polivalentă, antord, festival, Cluj. Mult succes! Hai să facem autostopul, facem autostopul? Bă, joc, aveam voie, nu? Hai, fugi, fugi. Ăștia vor autobuzul? Să mă bată mama! Dar tinerii, 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 salut! Bună! Te rog, te rog! De ce se uită oamenii așa ciudat la noi și gen zâmbesc? Ce facem, unde se duc ea? Stadionul e fix lângă parcul central. Auziți? Suntem de la o emisiune și avem nevoie, dacă puteți să ne duceți până undeva, credeți că puteți? E autobuzul! Da, ce fraieri! Auziți, să duceți spre parcul central? Da, da, da. Mulțumim frumos! Spre parcul central? Da. Pa! Și ne-am urcat, ne-am suit. Suntem și noi într-un concurs, trebuie să ajungem până undeva. Asta e Drăcea de la Pro FM, dacă știți. Eu cred că am o chimie cu Drăcea așa și merge, știi? Mai ales că mă gândeam, bă, oprim mașini, taximetriști și le zicem: "Ți voce enervantă de dimineață de între 7 și 10, ăsta e, uite-l. Dacă vrei, ia-l mașină, bagaj două la coastă și ne duci până noi până unde avem treabă." Guys, suntem într-o competiție, eu cu prietena mea. Trebuie să facem autostopul să ajungem în centru. Puteți să ne lăsați și pe noi, să ne lăsați oriunde. Scarlet, ne iau! Suntem într-o emisiune, ne puteți ajuta? Bă, te și că clujeniți de treabă. Unde, mă, în ce lume, mă, frate? Ia furelul ăsta bicicleta, mă! Pune mâna pe... cu ambulanța, să mor tu dacă nu ți-e rău, puțin! Mai e, nu? Da, mai e. Fanii America Express nu găsim? Bă, opresc columbienii ăia, opresc ăia unde are toată lumea armele aici, dar ăștia nu opresc, frate! Oh my god, guys, nu pot să cred. Deci am găsit pe băieții ăștia super... Și căldută mașina. Super de treabă, este caldă mașina, nu pot să cred că am plecat. Băi, deci n-aveți idee cât vă mulțumim. Vreau să facem, doamnă, mulțumim! Bă, dar nu vrea Bruno, bă! Și am mers prima oară o tură de vreo 15 minute de alergat, am mai încercat la o stradă, am încercat Costi la niște taxiuri. Să rămână, unchiule! Noi suntem într-o emisiune acum, ne puteți ajuta și pe noi? Eu pot să faci cu niște bomboane, n-avem bani la noi. Putem? Da sau nu? A, nu! A, tare! Să rămână! Poți să înțeleg, ne vezi pe noi doi cu fețele astea și cu un cameraman după noi, cine știe ce crezi că e fake taxi, eu știu ce se gândeau, da, era iurea. Ok, ideea e că e ăla cu brățară, vine tot poporul. Sunt câteva zile. A cântat Martin Garrix. Da. Și trebuie să ajungem cât mai aproape de zona aia. Aveți cum să ne ajutați cu chestia asta, că suntem într-o competiție pe viață și pe moarte. Bă! Nu oprește nimeni să moară Natasha. Bă, ne puteți ajuta, mă, și pe noi? Suntem de la o emisiune, frate, trebuie să ajungem undeva. Haide, vino încă, am rezolvat. Uite cu Zarela. Ba, uite. Să trăiți, nu vă supărați, de la dumneavoastră trebuie să luăm un plic, cumva, ne-a trimis cineva. Bă, hai pe cealaltă parte, cu parcul. Unde joacă Șepcile Roșii, nu pot să zic mai multe cuvinte. Ăla mare, mă, de se întâmplă meciuri. Zarela. Da. Hai să mergem și noi, vă rog eu frumos că e jale pe desert. La fix, băi, băieți, vă mulțumim din inimă să aveți o zi binecuvântată. Trăiască numai bine! Dă-i. Următoarea locație este răspunsul la ghicitoarea "Un loc al iubirii te așteaptă, se află întins peste o apă. Îndrăgostiții își mai pun câte un racăt, baftă, mai ai până la capăt." La podul sărutului. Găsiți cele trei racăte Bass House, deschideți unul dintre ele, îl dați persoanei din locație pentru a primi următorul pric. Baftă, mai ai până la capăt. Deci clar este un cod unde să pun racăte de alea, știi? Codul racătelor este format din 5 cifre și este capacitatea Cluj Arena, așa cum este ea notată pe Wikipedia. Trebuie să o aflați de la cineva dacă nu o știți. Păi știu, e un pod unde se pun racăte, știu. Știi? Unde? Știu unde? Nu știu unde e, dar știu. Am mai fost acolo. Da, chiar vrei un Mentos? Adevărat, frate, că vrei? Îți dau dacă vrei. Hai, că-ți dau. Domn șofer, vrei și tu un Mentos? Scuze de drag. Căutăm și noi un pod unde se pun lacăte, ceva de genul. Avem o ghicitoare. Îndrăgostiți așa. Da, podul, deci la capătul parcului pe stânga. Frate, alergi! Trebuie să găsim cele trei lacăte Bass House. Deschideți unul dintre ele. Îl dați persoanei din locație pentru a primi următorul plic. Bă, vezi că nu era așa aproape. Da, când ai zis aproape unde facem o dreaptă, așa am ajuns, dar aparent vine un Clujul mic. Eu de la Megidia, de la Turnul Severin. Trebuie să găsim o locație în care scrie "Un loc al iubirii te așteaptă, se află întins peste o apă, îndrăgostiții și pun câte un lacăt, baftă mai până la capăt." E pod acolo. E un pod cu lacăte. Bacă, postești, ne zici, stai că... Auziți, nu vă supărați. Scuze de drag. Cum este capacitatea Cluj Arena? Puteți să căutați. Salut, frate. Salut, băieți. Puteți să căutați, vă rog, pe internet
capacitate Cluj Arena pe Wikipedia? 5 cifre din capacitatea arenei. Da, da, și este capacitatea Cluj Arena notată pe Wikipedia. Dar chiar, mă, dacă ne mai trebuie iar sub mașină sa asta. Ce ziceți, băi, cum sunteți cu timpul azi? Și în timp ce mergeam noi spre prima probă, i-am întrebat pe băieți: bă, dar voi aveți treaba azi, zi-mi ce faceți? Și au fost așa, că nu știam, păi și nu vreți să ne ajutați să mergem la toate probele azi? Și au zis: bă, da. Bă, dacă vine altul la voi, ziceți că nu, frate, așteptăm pe cineva. Vă mulțumim mult de tot, revenim. Sunteți șefii noștri. Vă mega mulțumim. În jur, hai pe aici, adrece, hai pe sus, hai pe sus, că a zis în jurul stadionului. Mamă, e scena din Rocky Balboa. Mamă, suntem ultimii, mă? 30335. Ține cu minte. 30335. 30335. Hai că rețin eu 3 și rețin tu 2. Știi ce zic? 30.200 de oameni. Da, 30.200 de oameni capacitate. Și podul ăla de să pun la câte știți de unde e? Da. Deci în stânga acolo, nu? Da, acolo, da. Mersi frumos. Ai tu foile, nu? Da. Bravo, băiete. Podul ăla câte ai la băieții. Hai pe aici că e mai scurt, mă, bă. Băi, ce m-a dus capul să intre pe aia? Ce mai faceți, mă? Ăștia se plimbă cu mașina, gen, de asta au ieșit. Hai, șefii mei! Putem să o tăiem prin asta? Da. Merge pe aici, dar nu luați primul pod, următorul pod. Maro, nou. Mamă, cu oboseala de seara, asta mai îmi trebuia mie. Podul Elisabeta sau Podul cu racăte este cel mai vechi pod din Cluj-Napoca. A fost renovat în vara anului 2011, când a fost prevăzut și cu iluminat decorativ. În acel an, urmând modelul celebrului Pont des Arts din Paris, a devenit un lucru obișnuit ca îndrăgostiții să monteze un racăt pe pod și să arunce cheile în râu. Eu mă uit pe stânga, tu pe dreapta. L-ai găsit? Nu. Există podul lacătelor aici, nu? Bă, codul lacătelor este format din 5 cifre și este capacitatea Cluj Arena notată pe Wikipedia. Gata, gata! Grijă mare, grijă, grijă! 3, 0, 3, 3, 5. Gata-o? Vine, mă! Gata-o? Vine, mă! Hai, hai înapoi! Te buc, mulțumim frumos! Domn misterios, pe care nu-l știm deloc pentru că nu-l vedem în fiecare zi. Piața Unirii, găsi checkpoint-ul Babyliss. Trebuie că să convingeți două persoane pe stradă că au nevoie de o schimbare de loc. Piața Unirii, hai, hai! Piața Unirii, putem ajunge pe jos în timp util? Da, da, trebuie să luăm mașina. Ok. Putem merge pe jos. Deci în partea aceea. Da, așa. Ok, mulțumim mult. Bă, suntem în avantaj pe bune, mă, mâncați așa. Păi ne mai așteptați atunci dacă mai e? Da. Dacă vreți, păi, dacă vreți. Cum arată, că nu mai știu. Ăsta. A, da. Cât era? 30? 200? De ce nu merge? Pentru că nu e. N-are cum să nu fie. Să merge și aici, okay. Și în stânga, și în dreapta, dar mergeți înainte și în stânga. Cum ne dăm seama că e Piața Unirii? Biserica aia mare. Ok, ok. Suntem în față, mă înțelegeți? Avantajul de partea noastră, rezolvăm, e ok. 100% ea nici n-au luat lacătul. Alergă acolo la pod, îi vezi? E văzut? Da, da. Costul cu trece. Uite-le, mă, pe alea! Pe Scarlet și Cezara, nu-s ele? Sunt de la o emisiune. Și îmi trebuie și mie capacitatea exactă de la Cluj Arena, știi, stadionul mare, care e scrisă pe Wikipedia, știi? De, uite acolo, uite Wikipedia, apasă acolo, 30, 35, 35. Bă, ai găsit la cătu? Cât sunt? Ai găsit la cătu? Nu, am găsit capacitatea. Bă, Costi, vino cu ai găsit? Cum dracul faci pe ăsta? Ducă. Ia, te zapești, cred. Nu știu. Bă, dar asta scrie acolo. Întreb eu oamenii, tu mai caută la cătu și bagă codul. Bă, ce număr ați găsit? Zi tu primul. Hai, zicem una cu una. 3, 0, 3. Ce? Ce? Scuze că vă deranjez, puteți să mă ajutați, vă rog, din inimă cu o informație. Trebuie să știu care este capacitatea arenei de la Cluj. 30, 355. Ok, mulțumesc mult. Deci așa am încercat, nu e? Stai să încerc cu 3 aici. Aha, am greșit. Aveți? Eu. Și ce facem acum? Hai. Oh, Marco, grazie! Vreau să zic. După aia am ajuns la podul ăla cu lacăte, care era la vreo 5 minute de mers pe jos. Noi am mers vreo 15 cu mașina, că sunt mai comozi, mai... Și am ajuns acolo și le-am văzut pe fete că se chinuiau la lacăt. Noi am reușit, am plecat de acolo și ne gândeam, îi omorâm. Ăia, elicopterul, nici nu cred că a ajuns acolo. Mergeți în Piața Unirii și găsiți... Hai spre. Paulu, asta trebuie Piața Unirii? Bă, un grup de tineri ne trebuie acum. Grecia, cred că plecăm împreună în America. Cred că e ultima, șefii noștri. Mergeți în Piața Unirii și găsiți checkpoint-ul Babyliss. Trebuie să convingeți două persoane de pe stradă că au nevoie de schimbare de look. Folosiți pentru o persoană placa de păr, iar pentru cealaltă persoană aparat de bărbierii de la Babyliss. Nu știam că de la lacăte până la Piața Unirii e foarte puțin și că făceam 5 minute. Noi ne-am urcat la băieții, mașină, băieții, Piața Unirii. Ne duceți? Da, frate. Știam Clujul pentru că fosta mea era din Cluj și veneam o dată pe săptămână la ea. În timp ce ceilalți stăteau și luau mașini pentru un mers de 200 de metri și ei tot făceau și ocoleau o grămadă, eu alergam cu Mr. Adrianos și aveam tot avantajul din lume. Trebuie să ajungem în zona Piața Unirii. Ne-ar ajuta maxim dacă ați putea să le luați cu dumneavoastră.
Bună ziua, nu vă supărați. Nu avem nevoie de bani, să ne duceți, să ne duceți dumneavoastră. Piața Unirii, nu înțelegi. Piața Unirii. Omul meu s-a uitat la mine siderat, scoate portofelul care avea, nu o să vă mint, foarte mulți bani și mi întinde 10 lei și eu zic: "Nu, nu, 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 trebuie să ne duceți." Și zice: "Order, order, no, I need to go." Și zic: "Mamă, asta nu înțelege română, băgă-mi și picioarele." Ne dădea banul. Bună ziua, nu vă supărați, aveți cum să ne duceți în Piața Unirii, suntem într-o competiție contra timp. Să ne ajut și pe noi să ducem în Piața Unirii, suntem într-o competiție contra timp. E pe viață și pe moarte, efectiv. Vai, îți mulțumim din inimă. Doamne, mulțumim din inimă, din inimă. Salut, scuze, te deranjez un minut? Bună ziua, aveți un minut? Puteți să vă răpim un minut din... Avem o probă și trebuie neapărat să facem o chestie. Dacă vreți o schimbare de look, să vă luăm puțin cu să vă luăm puțin din barbă și să vă aranjăm un număr sau ceva, un număr, două. Nu pe toată. Da, puteți? Sigur, haideți. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim mult de tot. Suntem aici, în celălalt capăt. În celălalt capăt, scaune cu aparatele. Vă mulțumim foarte mult. Voi acum încotro vă duceți? Sau erați așa la vrăjeală? Am mai băgat și doi jegoșini. Mai bine acum. Măcar la fix, zic, să ne luați pe cea spălată, mai bine acum. La băieți, adevărat, după ce s-o termina azi, ne scrieți pe Instagram, da, sau lăsa, vă trimite Postimax ceva. Postimax 23 și Drăcea B. Trebuie. Bă, asta avem voie, nu? Să eu menim. Da, mă, preț. După. După. Știu că este puțin, știu că este puțin ciudat. Acum puțin. Da. Vă rog, nu. Vă implor din suflet să nu faceți. V-ar deranja pentru asta că iau cu unul sau cu doi? Nu. Nu mai știu cum să fac să nu dau părul pe dumneavoastră. Las geaca mea mai bine și o pun așa, că e proba noastră până la urmă. Stați, da, da, e bine că am dat-o pe 3. Ah, m-am ars. Ok, că e mers mai bine. Nu vă pișcă sau ceva, nu? Nu, nu, nu. Unde sunteți? Eu de la Pitești și băiatul de la București. Vă rog să mă scuzați. Foarte frumos, foarte frumos. Liniștit. Da, liniștit și mai ales că ne-au ajutat mereu. Mă scuzați că v-am luat inegal, va poate dumneavoastră ați fost... Nu, are nimic, te duc, mă descurc eu. Dumneavoastră poate ați ieșit în oraș, uitați, v-am dat și pe aici. Vă rog să mă scuzați din suflet. În primul rând, nu mă așteptam vreodată să accepte cineva pe stradă să fie pus pe un scaun în mijlocul tuturor și să fie bărbierit. Nu mă așteptam o secundă la chestia asta. Adică bărbierit, domne, eu vedeam oameni cu barbă și ziceam, hai maxim le facem un contur, adică să le dai barba jos. Și am dat de oamenii ăștia atât de drăguți. Și ne-au lăsat, domnul ne-a lăsat să-i facem barba. Când au văzut și ei că sunt puși pe un scaun în mijlocul tuturor să le facem bucurii și să le dăm barba jos, și-au șoptit la ureche și au zis, hai, plecăm, fugim repede. N-au fugit, noroc nu o să. Vrei schimbare de look? Tiut! Ce vrei, ia, ai barbă? Ia! Mergem, vrei să-ți dai jos ciocul gen? Da, mă, îl facem baby, frate! Este, bă! Las, perfect! Ăștia șefii noștri pe bune, bă! Da, chiar, ai cumva nevoie, ai putea să mă ajuți enorm dacă am putea să-ți băgăm puțin în barbă, dar foarte puțin, decât așa o idee, cât să schimbăm look-ul. Da? Nu vă să cred! Doamne, ești un înger! Cum te cheamă? Rare, ești un nume frumos! Eu sunt Scarlett. Și eu Cezara. Mamă, păi și cu placa de păr, zic că e lejer, mă. Bă, dar tu ai părul cam mare. Nu vrei să-ți facem de la bretonul, așa? Vom face niște ondulat, dar mai așa, mai nebun. Hai, Davide, că-ți merge mâna. Merge, merge. Este ok ideală pe partea asta, da? Se pune, da? Termin părul și gata. Bravo, Davide. Mă, ce-i merge mâna? Încă un pic aici, nu? Și de aici luăm plicul. Următor. E ok, Diana? Este ok? Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim mult de tot. Să rămână să trăiți. Vă iubim maxim. Găsiți-l pe omul Micro Macro Cosmos. Când ajungi la el, trebuie să-i spuneți persoane care văd aplicul toate planetele din sistemul nostru solar, doar de la Soare spre Pluto. Le știi? Știu toate planetele, nu știu ordine. Uite pe David, pe... Era David cu camera. Aici e vărule? Fetele sunt încă la lacăci. Când am ajuns în centrul Brașov, erau toți acolo ai mei, deja gata de mult. Ai zis centrul Brașovului mai devreme? Păi stai, mă. Noi în Brașov am fost, stai să mă... Voi unde ați jucat? Aici, în Cluj? Pe aici poate orice prostii și nebunii ne-am jucat în Brașov, frate. Mă, mulțumim, frate. V-am zis, ne vedem aici, da? Unde e la Babyliss? Unde e la Babyliss? Ăla, acolo, acolo, în capătul ăla. Nu, nu, a, bă, acolo, da, acolo. Acolo, acolo, Hai. Bă, ce au făcut ăștia? Noi suntem într-un... Ne puteți ajuta cu ceva? Să căutăm checkpoint-ul. Ei lui barba. Și îți dă-ți un pic cu aia să-ți faci gen părul în sus. Cu placa, oricum e drept. Bă, cum a ajuns, mă, toată lumea, hai, frate? Hai. Ok, perfect. Rares, okay. Te invităm pe un scaun. Pe un scaun aici. Fac mai frumos decât acum, da? Dacă așa se poate. Eu l-am băgat direct să-l tund, că i-am zis Cezare că mă pricep la asta, că am mai făcut asta. Așa, ok, caut eu între timp o fată ca să îi îndrept părul. Așa, stai să vin pe partea asta, așa. Cezara foarte repede a găsit o fată. Cred că am fost a doua echipă care a primit verdictul că e ok. Chiar a fost o schimbare de look. Ce ziceți? Este o schimbare? Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn. Ok, deci țin eu până la Marte, da? Mersi, mersi. Vă mulțumim mersi foarte mult. Mercur, Venus. Aveți cumva un pix, două secunde, vă rog frumos? Un pix?
scrie doar literele. Vă mulțumim foarte mult. Nu vă supărați, aveți palincă cumva aici? Da, se consideră palincă, nu? Avem nevoie, nu, dacă puteți dumneavoastră, și nu puteți să folosim bani din... Cu mare drag a fi folosit, ar fi dat. Mulțumim mult oricum. Ok, mulțumim mult oricum, e ok. Hai băi, să o facem repede. Mă, dar noi nu știm să facem cu placa, ce trebuie să facem la placa? Vă promit eu, hai. Să-i fac și eu bărbița la șeful meu. Vezi că asta nu prinde, nu face nimica. Ia vezi cum îl fac pe șeful meu. Let's go și pe partea asta. Hai, Scarly Barley, cum merge treaba? Diana, ia uite-l. E fresh și rece, e bun? Și eu. Și ia uite-l. L-am dat în sus pe tot cei. Nu e bun? Ce nu? Nu e schimbare deloc. Nu e schimbare. Păi ce vrei să rad în cap cu o placă? Ce vrei să-i fac? Da, mă, ce trebuie să-i facem cu placă? Eu nu știu să folosesc o placă, sincer. Stai să iau și partea asta. S-a schimbat look-ul? Mulțumim mult. Și noi, da. din suflet. Tot ok. Ne-am umplut de păr amândoi, da, ok. Mulțumim că ai fost alături de noi. Deci omul nostru ne-a dus cu mașina, a venit să-mi mult succes în viață. Ceva excepțional. Uite, îți îndreptăm părul cu placa, gen, este o placă, noi suntem într-un concurs și trebuie să schimbăm ca și cum look-ul. Un minut durează. Hai, hai, l-am dat pe frunte. Gata, uite, am găsit o fată, mulțumim. Uite. Fă-i, mă, și, fă-i așa un ondule de ăla, știi? Ia, mă, fă tu, cum zici ondule? Găsiți-l pe omul Micromacrocosmos. Și fac aici un ondule. A? Ia, uite, uite, e ondulat. Uite, uite cum are într-o parte, uite cum are într-alta. Să-mi zici dacă te arde sau ceva, da? Ia, uite. Altceva. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. Salut. Sănătate. Nu, ne trebuie o sticlă de palincă. Doar o sticlă de palincă, dar nu avem voie să folosim bani, avem voie să folosim nimic. Avem cel mai bun vin fiert din lume, aș putea spune. Uite, îți dau așa o dată. Mulțumim mult de tot. Am luat palinca și după aia întreb, varza la Cluj unde se găsește? În stânga. M-am dus pe partea alta după aia. Aveți varza la Cluj aici? Da? Ne puteți spune, vă rog foarte mult, o porție cât de mică. Mamă, trebuie să-l găsim pe omul Micromacrocosmos. Când ajungeți la el, trebuie să-i spuneți persoanei care vă dă plicul toate planetele din sistemul nostru solar. Bă, da, nebunule, dar tu știi ordinea planetelor? Cine e omul Micromacrocosmos? Omul Micro poate fi văzut în curtea interioară a depozitului. Am găsit un om de care putem să luăm pe necate să mergem neapărat. Ok, și eu am găsit... Pe strada Horea, 33. Pe strada Horea, numărul 33, este omul Micromacrocosmos. Hai să mergem să luăm palincă, mulțumim mult! Una dintre tarabele astea care are treabă cu ceva Micromacrocosmos, trebuie să-l găsim planete, pe omul Micromacrocosmos. Ceva cu planete, ceva. Dar domnul ăla de acolo, mamă, dacă nu se mișca, lua varza aia, uite așa, ușor. 8 minute cred că am stat. Dar oamenii ne-au ajutat, puteam să stăm și o jumătate de oră. Planetele alea, care, cum e ordinea? Ce? Ordinea planetelor, care... Mulțumim mult de tot, două secunde. Deci Mercur, Venus, Pământ, Marte... MVPN, JSUN. Poți să notezi MVPJ, cum a zis, MVPN. Le-ai să uitai acum și de ce? Ok. Notează planetele, că astea sunt. Îți mulțumim din inimă. Mulțumim mult de tot, Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Pauză de baterie. Deci asta e polinca de pro. Și aveți din suflet cum să ne dați și nouă sticluță, suntem la emisiune și e pe viață și pe moarte. Nu, pe noi, e pentru Shelly. Te rugăm din inimă. Mulțumim, nu-mi face, nu pot să crezi, gata, ieșim la cafea în Cluj. Deci toate persoanele pe care le-am întâlnit, am zis, Doamne, ești un om minunat, tu, clujeanule, trebuie să ieșim la o cafea. Băi, pe toți băieții i-am vrăjit cu chestia asta și n-am folosit și noi ce puteam, toate resursele pe care le aveam. Da, am aflat că omul Micromacrocosmos este pe Horia 33, am vorbit cu niște oameni cât timp se schimbau bateriile. Revenim. Am schimbat repede bateriile și în timp ce schimbam bateriile am avut nevoie de ceva de la niște oameni de pe stradă și după aia am și întrebat. Auziți, da, omul Cosmic, ați auzit vreodată de omul Cosmic, nu știu ce? Hoia 33. N-ai zis Hoia 33 sau Horia 33. Azi Hoia 33. Noi ce ne gândeam? E un domn așa într-o planetă îmbrăcat. Stă așa cu mâinile și ne așteaptă. E mare rău. Ce? Varza la Cluj și aia. Nici că noi trebuie să luăm varza la Cluj și nu știu ce. Dar nu știu unde e foaia aia ce am făcut cu ea. Hai să nu știu unde e varza la Cluj și aia. Du-te întreabă pe undeva. Tot varza la Cluj nu avem nevoie și nu, e concursul. Nu, uite ce scrie, mâncați-și. Nu are, poți să ne ajuți, uite ce scrie. Pălincă? Pac, aici, pălincă, până spun ăștia pălincă, îți dau eu varza. Să-ți dărească tot ce iubești tu. Ajungi și pe mine cu o pălincă, te rog, are o sticlă sau ceva. Suntem de la concursul ăla. Trebuie să-i batem pe ăștia. Scuze-te, dragi, strada Horia sau Horea? Horia Baciu. Mulțumim mult! Horia 33, strada Horia 33. Nu, varzăria. Niște bătrâni, nu știu ce a fost în capul nostru, dar am întrebat niște bătrâni, nu vă supărați, găsim varza la Cluj pe aici și ei zic, nu, trebuie să mergeți la varzărie, dar varzăria e închisă. Varzăria? Aia, de unde am zis, mi-a zis doamna în vârstă. A, ceva cu S. Ceva cu S încolo, ultima clădire, e ceva restaurant acolo? Termenul de omul Micromacrocosmos. Nu, habar n-avem.
Nu. Traversat stopurile, o luați tot în jos. Și pe unde merge tramvaiul, pe linia de tramvai. Ok. Puteți merge cu tramvaiul și ajungeți pe strada Horea. Bună, crezi că știi ce înseamnă omul micro, macro, cosmos? Unde am putea găsi? Unde este? E o pictură murală. Nu, n-am simțit frigul deloc. Frigul n-a fost nicio problemă azi. În schimb, aia cu cosmosul, cu așa, până ne-a dus și pe noi capul să întrebăm pe cineva, tot târgul ăla, zic, oferte la orice. Șosete, 7 lei vindea doamna aia acolo perechea. Poți să bași pe Google Maps asta? Vedem unde asta? Ca să vedem unde ești, să îi dăm talpă. Ideea e că nu avem bani. Dar nu avem bani. Deloc. Nu avem bani și trebuie efectiv să luăm o porție pentru Shelly. Și am zis, ok, hai să întrebăm oameni de unde găsim varza la Cluj. Doamne, iartă-mă, suntem în Cluj, ar fi normal să fie peste tot. Nu? Greșesc cu ceva? Eu mă așteptam să fie varză peste tot. Da, aparent n-a fost așa. Și am găsit un cuplu de doi oameni drăguți, ne-au zis că, hai, e restaurantul ăsta super bun aici. Într-un fel sau altul. Vreți să vă găsim noi? Da. Aveți cum o porție de varză la Cluj? Vă rugăm din inimă. Dacă chiar e nevoie, dar noroc că se uită iubita mea la Express, că altfel. Da? Le mulțumim și oamenilor care ne-au luat varza aia de 40 de lei. Bă, cum să dai 40 de lei pe varză? Iertați-mă, gen, corect și asta, suntem la Cluj, da, corect. Deci mă mai miră ceva. Trebuie să spunem cuiva în ordine, planetele de la Soare spre Pluto. Poți să ni le spui, noi trebuie să le reținem. Vino, Cezara, vino cu acă, ne zice domnul. Saturn, Uranus, Neptun și Pluto, care, da. Intrăm acolo, noi cu operatorul, toți oamenii erau așa la fine dining, oamenii mei mâncau așa cu degețelul în sus și noi două, înfofolite toate, cu operatorul după noi, hai, nu știu ce, i-am deranjat pe oamenii 100%. Și între timp, drăguții, cei doi care au venit cu noi, ne-au luat varza, a trebuit să așteptăm 20 și ceva de minute după o amărâtă de varză, nu știu ce, doamne, iartă-mă, ce incantații au făcut, ce chestii. Nu vă supărați, știți cum mai durează la varza pelită? La Cluj? Varza comandă? Da. Ce nu mi-a plăcut mie la probă a fost că trebuie să stăm 20 de minute după o fucking varză într-un restaurant scump. Bă, da, o așteptam în continuu și fix stăteam la gura aia de unde se ia mâncarea. Stăteam fix acolo și ziceam, aia e varza noastră? Aia e varza noastră? Unde e varza noastră? Salutați din suflet. Din partea mea. O zi, mulțumim mult! Mi se mai picioarele și pic, jur. Ai cumva cum să ne ajut să ajungem pe strada Horea 33? Strada Horea 33, atâta. Bă, dar ce dracu au făcut bă ăștia să moară Natasha dacă nu... Nu te supăra, asta e strada Horea? Ia uite! Planeta. Aici o fi? Horia 33 e aici? Mulțumim pe partea frumos. Asta. Mulțumim foarte mult. Competiție contra cronometru și trebuie să ajungem până la gară. Mă gamești. Carlet, sus. Revol! Revol! Stai că te să aștept pe Revol. Trebuie să vină și operatorul nostru. Pe Horia 33. Mulțumim mult. Tu ești omul micro, macro, cosmos? Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Sunim să rămână? Mulțumim mult. Să trești, mă, dar mai avea două plicuri. Strada Horea, nu, drece, uite, strada Horea, uite. Asta e Horea. Mai vezi numere, mă? Unde zice, mă? Mai în față sunt stâmbiți. Aici? Oh. Hai. Poezia. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Bine. Hai, că e bine că în zile n-au luat. Vă mulțumim mult. O zi bună în continuare. Da, aia. Du-te. Acolo. Uite. Niță! Ce trebuie să facem? Ce zice planetele? Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Ce tatuia? Asta, stai. Urcă la ce tatuia, mă. Ce tatuia? Să-l găsești pe Shelly lângă Monumentul Eroilor. Ce tatuia? De unde știi că celălalt n-am ajuns deja, Cezara? I-am așteptat pe concurenți la Cetățuia, lângă Monumentul Eroilor. Prima echipă care ajunge are imunitate, iar ultima echipă intră automat la dueri, ceea ce înseamnă că doar membrii echipei de pe locuri 2 vor putea fi votați. Hai să vedem care vor fi primii doi finaliști din Buzzhouse sezonul 4. Monumentul Eroilor de la Cetățuia, ceva de genul, trebuie să ajungem acolo. Dreapta și o să vezi cări, Cetățuia e mare. Ok, deci puteți să mergi pe jos. Da. Pe cetăți, mulțumim. Hai, am găsit, vino cu a. Unde e? Hai, în sus și hai. Ce ți-a zis? N-a vrut să ne ducă. Facem dreapta pe asta. Ajungem la sensul giratoriu. Așa. Și luăm pe cetățuiei. Așa îi zice la stradă. Mamă, e mumbră rău de mers. Poate ia uște mașina. Suntem într-o competiție, suntem singura echipă de fete. Mulțumim. Hai, încă puțin. Bravo, tată, bravo, așa. Așa, Drăcea. Câștigăm, Drăcea, ăsta e parcul, tată. Și îl găsim pe Shelly. Hai. Bă, am alergat azi. Bă, am transpirat. Când să urcăm pe dealul ăla acolo, când urcam, Drăcea chiar îi dădea alerga, dar el s-a oprit la un moment dat, a obosit. Mamă, și îl vedeam cum se deconecta de la realitate. Era, omul mergea, cred că îi țiuia urechile, nu înțelegeam. Zicea, mai Drăcea, pentru câinele tău. Pentru câinele tău, Drăcea. Câinele tău aleargă în fiecare zi în par, Drăcea. Și aleargă gândul la tine. Bună ziua.
Nu vă supărați, sunteți și noi de la o emisiune. Trebuie să ajungem până la Cetățuia. Cumva puteți să ne ajutați pe noi? A, dar dumneavoastră nu aveți loc. Scuze, mă scuzați. Scuze de deranj. Să trăiți. A, nu aveți loc, nu aveți loc. Mă scuzați de deranj, mă scuzați. Trebuie să ajungi la Cetățuia. Da, da, da. Pe YouTube la Shelly. Copiii știu probabil. Un fel de Asia Express. Hai, hai, hai. La un moment dat simțeam că nu mai pot când urcam dealul ăla, doar că au oprit niște oameni atunci când au auzit că este totul la Shelly pe canal și a dat nevasta jos ca să poată să ne ia pe noi, gen. Da, 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 a zis gen, ei au mers în față și după aia copiii au zis: "Hai că e la Shelly pe canal, hai că e la Shelly pe canal, nu știu ce." Au dat-o spate, au dat-o pe nevastă jos și ne-au pus pe noi. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim mult. Mulțumim mult de tot. Hai David, hai, hai. Salut copii, salut. Salut copii. Trebuie la monumentul eroilor, da, ce am zis. Hei, șeful meu! Șefule! Și când am ajuns și când l-am văzut pe Shelly și când vorbește la telefon și că era lumea agitată, am zis: "Nu cred, am ajuns primii, stai să vezi." Bă, și am alergat cu tot sufletul meu când am văzut că nu-i nimeni lângă și el. Eram, da mă, da, ăla e. Regele meu! Aia zic, mă. S-ar putea să fie ăla. Da, 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 ăla e. Camerele, bă! Wow, wow, wow! Ia, ce aveți aici pentru mine? Te pun măticule să se aici. Poftă bună, zici tu poftă bună, poftă proste. Părinca. Părinca de Bran? Părinca. Mama, joa o cură, dar sunt prin mașina, mamă, dar ne-am luat deja. Ce bine arată. Și aici ce avem, mă, băieți? Varza. Ia ține. Varza la Cluj. Ca idee. Ca idee. Nu vostri, nu vostri, dar e pentru voi să vă bucurați de ea. Doamne, știu, voi sunteți primii fericitări. Locul 2, un onorabil loc 2. Cea mai urâtă țeapă, cea mai josnică chestie din lume. I-a spus pe ăștia să se ascundă pe elicopter și pe David, ca noi să credem că am ajuns primii. Bă, și am alergat cu tot sufletul meu când am văzut că nu-i nimeni lângă și el. Eram, da mă, da, ăla e. Bă, și când au ieșit ăștia doi, direct rezultate la bac, așa m-am simțit. M-au trimis la loc. Și am văzut pe aia pe statuie, m-am bucurat că erau ei totuși. Dacă era Cezarea cu Scarlett, încă de cer un cap. Era nasol rău de tot. De ce eram nasol? Trebuie să zic chiar, la 18-lea testimonial, de ce era nasol. Dar eu v-am zis, frate, noi nu purtăm toată ziua la valiere și camere. Se mai întâmplă, mai stai și tu maxi-taxi și cineva e obraznic cu tine. Și care e chestia? Uite, mereu că nu sunt camerele? Hai, mai votați-mă. Hai, ce faceți, băi, ăștia, că vă omor la orice duel. Nu, nu-ți vine să votezi un om când îți zice că vedeți că câștigi orice duel. Nu-ți vine să-l votezi? Înțelegi? Întâmplătorii ele fac asta când nu sunt camerele și voi faceți numai când sunt camerele. Exact, frate. Eu știu că noi o să ieșim vilăn de aici. Bă, ce băieți jegoși, uite cum se comportă cu domnișoarele alea, care chiar foarte drăguțe, care vor să mai meargă și la anul să sape la porci acolo să rânească, care o să iasă și cu băieții la cafele de la fraierii pe ăla de un milion la bancomat. Gata, și eu știu că am mai fost aici pe jos, am mers singură. Perfect, să rămână, mulțumim mult. Uite, mașina lui Shelly, gata, am ajuns, dar nu-i drăcea. Unde mergem? Hei, aleluia! Pai, eu să vă anunț însă, sunteți ultimele care ați ajuns, sunteți ultima echipă. Nu cred. Dar apreciez efortul, am văzut că ați venit alergând, vă rog să-mi prezentați produsele. Da, pot confirma, produsele sunt conforme. Ia uitați-o, este conformă. Și ce mai avem aici, Ivan? Asta? Aia, asta așteptam, mă gândeam, bă, oare n-au venit cu asta? Hei, o cursă foarte bună, dar ultimul loc, din păcate. Acestea fiind spuse, fraților, aici se termină și proba. Este un frig, deci trebuie să apreciați toți concurenții, fraților. Mi-e pentru cald. Ți-e cald? Mai pot, sunt fleașcă. Mie frig, mi-au înghețat mâinile. Hai să mergem la cazare și să vedem acolo ce se întâmplă în continuare. Mi s-a părut super tare, felicitări, chiar cea mai tare probă de până acum. Eu sunt și bătrân aici, am 3 ediții, n-am câștigat niciuna. Ei bine, dragi concurenți, cea mai grea probă din Bass House de până acum, făcută într-un frig infernal. Cum vi s-a părut ziua de azi? Foarte mișto. Cea mai mișto. Cum ați îndurat frigul? Cu haine. Am alergat și am încălzit. Deci v-ați încălzit din mers. Da. Domnul David, aveți o alianță destul de numeroasă și din toată alianța aceasta ați ales să vă folosiți avantajul pentru a alege pe domnul Adrian elicopter de ruptă ca partener în această probă. Credeți că ați supărat pe cineva făcând această alianță? În primul rând s-au vorbit înainte,
pentru a fi totul cât se poate de ok pentru toată lumea, dar cu Adrian trebuia să ne luăm revanșa având în vedere că am ieșit pe penultimul loc la cealaltă probă de echipă și ne-am luat revanșa pe bune. Pare un pic supărat, Costi. Da, mă, îți dai seama că m-a dezamăgit, dar nu puteam nici să las pe fratele meu Drăcea. Eu nu puteai oricum să ales, nu e că aici. Nu puteam, eu știam că o să cad cu Drăcea. Știam că o să cad cu Drăcea. Tu ești în papujun? Da. Da, mă, da, ai bursetă ca a mea, ai bursetă ca a mea. Oh, ce ține ea, cheile și 10 lei? Bă, am înțeles că astăzi tu cu Crujenii nu prea v-ați conectat. Poți să ne împărtășești și nouă câteva momente memorabile, că eu n-am fost cu tine pe traseu. Bă, frate, n-am nimic cu oamenii, dar este un mit că sunt cei mai, cei mai. Multe țepe și multe priviri urâte ne-au aruncat azi. Ce s-a întâmplat? De ce spui asta? Să-mi sări. Da, frate, bă, de multe ori, frate, vedeam mașini goale și se uitau la noi, făceam cu mâna ca disperatul și făceau așa. Da, una, nu poți să critici, nu poți să critici oamenii pentru asta. Tu ai luat pe cineva, mă? Când ai luat tu pe dat pe cineva ocazie? Am luat, să mor de n-am luat. Ai luat? Am luat bătrân mai ales eu. Da? Că plătesc bine. Nu, dar știu că dacă e să fie nebun să se ia cu mine, am o șansă. Am înțeles. Ia mâna sus, niciodată mâna sus și n-am luat pe cineva ocazie în viața asta. Nu n-ai permis? Ba da, dar n-am permis la nimeni să intre în mașina mea. Asta bun. Asta e singura diferență. Elicopterul nimic nu poate să egaleze fericirea ta pe care ai avut-o atunci când ai aflat că ai terminat pe primul loc. Deci nu cred că te-ai bucurat la Gurgu Dinamo cât te-ai bucurat la finalul acestei probe. Da, pentru că am tras să ajungem pe... am tras, vorba bine. Am încercat să ajungem cât mai repede și... Da, și noi am tras niște ziceam... cadre senzaționale cu tine. Da, 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 da. Era ceva... Ne tot ziceam unul altuia, bă, hai mă, hai să mai alergăm încă o dată, încă o dată, încă o dată. Adică n-am stat aproape deloc. Pe loc. Așa. Ne-am mai oprit și noi să luăm o gură de apă, să mai vedem și noi, să mai mirosim o floare. Voi ați trecut prin cam tot Crujul. Proba a început de la Nuderberg, de la Vivo, din Florești, și ați ajuns la Monumentul Eroilor Revoluției. Deci, practic... Mi-a arătat Ionuță, făcea, uite diarurile alea, zic, da, le vezi? Da. Peste ele ați fost voi. Cum o să fim? Deci acum știți să vă descurcați. Da, dacă mă lași, dacă îmi zici unde așa, Horea 33, aici, după... Bune, Horea 33. Care e faza cu Horea 33? Deci fii atent, fii atent că zic eu, fii atent. Aveam nevoie de o brichetă să îmi tai o de-asta la bluză. Cer o brichetă la un domn. Aha. Și vine cu bricheta și zic, am, dacă mi-a dat bricheta, ai mă să-l întreb de Cosmo pe ăla. Micro... Omul microcosmos. Picture. Da, mă, microcosmos, da. Și spun, nu vă supărați, bricheta, mulțumesc, da, microcosmos și n-a, deci n-a zis nimic. Am zis microcosmos, Horea 33. Ce aia? Strada, mi-a spus. Unde e ăsta? Da. Păi de unde știți? Nu aveam încredere în el, am spus, mă, induce în eroare. Mi-a făcut semn așa, du-te pe acolo, mi-a explicat Ferdinand, care a fost regele, nu știu care. Strada, după ce treci de Ferdinand, e Horea și Cloșca și Crișan, ce ne trebuia nouă, și a plecat. Nici n-am interesat de el, a spus, Orion, și se pardelenește așa, Orion, 33. Ce aia? Orion. Și eu n-am înțeles, Horea, Hoia, Horia. Cred că se duce pe Hoia Baciu, pe pădure. Da. Drăcea, tu ai fost cu Costi astăzi în echipă. Spune-mi ție cum ți s-au părut Crujenii, la fel ca lui Costi sau... Bă, eu zic că au fost drăguți, adică la București nu găseai așa ceva. Dar e și greu, mă, când ne vezi doi țărani până la urmă, da. Și ăsta mai și vorbește așa. Cum dracu să-i pe cineva? Ia-ne, du-ne, hei, auzi, du-ne până la... Nu, au fost oameni ok, în afară de aia care n-au fost. La în rest? Da, da, aia care au fost ok, chiar au fost ok. Îi pupăm, da. Aia care n-au fost, fie sănătoși. I-am cinstit și pe băieții noi doi. Da. Până am avut doi băieți care ne-au dus peste tot. Și acum am vorbit cât tu, tu cât le-ai fi dat dacă doi băieți te-ar fi dus cu mașina la trei locații? Un băț. De fiecare. Două bețe le dați? Mamă, ce rar și pe buzonare bravo. Sunteți. Dar e important că n-ați dat în timpul probei. Nu, acum. Doar ce-am foarte dat. Bine, foarte bine, bravo. Cezar, atragerea la sos, ți-a purtat noroc. Te-a dus încă o dată în brațele lui Scarlett, așa cum de altfel cred că și doreai. De asemenea, voi ați fost singurele persoane care mi-ați adus varza de la restaurant. Probabil că a fost cea mai bună varză dintre toate, nu știu, noi am încercat. Adică ne-am chinuit degeaba? N-am încercat-o încă, dar pe mic o încerc. Faptul că ați luat-o de la restaurant o face probabil cea mai bună, dar ați și pierdut timp prețios. Da. Da, noi nu am fost în Târgu de Crăciun de unde tehnic trebuia să luăm varza. Am fost. Bine, am fost, am întrebat acolo, hei, dar nu am găsit varză? Nicio zonă de varză și oamenii au spus că nu găsiți pe aici, era o vărzărie nu știu unde, a zis că e închis și ne-au trimis la alt restaurant. Era vorbit cu mine. Dar voi n-ați știut planetele, ați întrebat de planete. Nu, bineînțeles că am întrebat de ele, dar... Să fim sigure. Să fim sigure, da, și era... Caravax Popului, pe ce planetă ne aflăm acum? Și era un om la masă cu laptopul, să vedea că le știe omul. Și îl întreba, auzi, știi și tu planetele în ordine? Și zice, le-a zis direct pe toate. Normal, păi când îți cumperi laptop te și întreabă la magazin. Da, e testul gen. Ca să n-ai cum să ai așa laptopul. Da, super drăguț. Oamenii cu noi, lumea chiar a fost drăguță, ne luau instant. Deci a fost un om, era
verde și acolo, dacă e verde, înseamnă că se merge. Și ideea este că i-am zis, nu vă supărați, și noi într-un concurs, putem să intrăm și noi, și zice, hai! Și eu eram pe punctul de plecare și când am auzit, stai ce, hai, Revol, cameramanul nostru nu era cu noi, Scarlet, da, nu știu unde era. Era un microbuz, era o dubiță aici, el era acolo, el era pe trotuar și noi eram între mașini. Am așteptat să treacă dubița ca să vină și el să o... Și era să dea dubița peste Scarlet și am tras eu pe Scarlet, am băgat-o în mașină, l-am tras pe Revol. Cum era să... Să pierdem un om. Nu trecea să la semafor? Băi, vreau să fie descalificată. Nu, eu am numai... trecut pe roșu peste tot. Au, la fel. Eu numai am la trecere am trecut toată eu cu trecerea. Serios, am așteptat. Am călcat peste principiile de om. Dacă era galben, nici nu mai ne grăbeam. Vezi, mă, dracu, că apar alea cu noi, dar am trecut pe tramvai. Acum să le puneți. Am intrat prin tramvai, am ieșit pe geam. Scarlet, iată că te afli încă o dată la duel. De data asta, la fel ca în prima zi, un duel cu Cezara. Și acum nu vreau să bagă că între voi. Chiar nu îmi stă în caracter. Dar vreau să te întreb, crezi că merit să câștigi duelul de astăzi în defavoarea Cezarei? Ba, poate câștig, poate nu câștig. Eu sper să câștig, că îți dai seama, na. Cred că fiecare, în propria persoană, își dorește neapărat să câștige. Da. Și am zis cu ea că, bă, ce-o fi, o fi, aia e. Deja noi, eu zic, am demonstrat amândouă că ne-am dat silința și că ne-am și bonduit și ne-am format o prietenie, așa că ce-o fi, o fi... cea mai bună să câștige. Și e și pe noroc până la urmă. Cum a fost, mă, cu aia, cu părul, cu placa, cu bărbieritul? Cum? Am înțeles-o foarte bine. Da, Diana aici de față. Ne-a ajutat Diana de ne-a răcorit. Orice o întrebam, făcea. Bă, noi ziceam, bă, frate, ce putem să-i facem cu placa la fată, știi? Ce putem să-i facem la fată? A venit un băiat cu părul pe frunte, i l-am dat sușes. Da, avea un băiat părul așa, știi? Și noi l-am făcut așa. Silința, frate. Noi l-am făcut așa, păi frate. Nu aveam mai mult Diana... păr, ce să-i fac. Și mă, Diana, ce putem să-i facem? Mai așa. Și am luat o fată și mi era să nu-i dau foc la păr. Zicea, să nu iasă fum, era fumul. Și atunci, e bine. Ăsta făcea sufla. Da, Diana era. Nu, doar așa, nu, doar așa. Și după aia, după ce i-a schimbat total părul cu mine. Mai dă-i un pic. Ba, am vopsit-o, am tuns-o, ești nebun, am făcut-o. Nu mai recunoaște mama. Mi-a scris, a zis, nu mă mai recunoaște mama acasă. Ce mi-a spus, Diana, hai, merge, fie că sunteți ultimii, duceți-vă. Am dat o cola de bărbierit, am făcut tot. I-am făcut dungă, sprânceană, i-am făcut tot. Din aia și-a făcut. Nu cred că i-ați făcut dungă. Nu, i-am luat ciocul la un băiat. Da? Deci ați făcut și băiat și fată voi. Da. Mai am o mențiune foarte importantă de făcut. A fost o mică chestie la noi la producție. Deci noi acolo la checkpoint-ul cu omul Micro Macro Cosmos aveam în plan să și... Însă din păcate noi când am fost în prospecție cu câteva zile era deschis. Însă astăzi era închis acolo. Noroc că era Niță acolo, adică... Da, deci mamă, când l-am văzut pe Niță mi s-a luminat cerul. Niță de la producție, cerul. De la noi, da. Efectiv, mi s-a luminat pentru că nu mai înțelegeam unde trebuie să mergem noi. Am mers de la numărul 24, care erau pe partea dreaptă. A trebuit să trecem strada ca să ajungem la numerele impare. Dar poate te-ai oprit și tu la magazinul ăla, la fata aia, să merge la 33. Merge la 33. Nu mai zic, am făcut și eu prostiile mele. Niță, și că vindea parfumuri cu stătea ganga acolo să mori de nu. Chiar că vorba lui Armani, cu Adigio, ce vrei? Bun. Deci asta e cu brio, din păcate, pe ultimul loc. Și asta înseamnă că avem astăzi un vot foarte interesant. Pentru că, practic, singurele persoane care pot fi votate sunt Costi Max și cu Drăcea. Asta fiindcă Scarlet și cu Cezara intră automat la duel, iar domnul Elicopter cu domnul David Ioan au imunitate. Dar o să vă lăsăm și pe voi să votați, doar așa. Știm că o să vă anulați voturile, dar doar așa, de Caterinca din camera de vot, care nu e de fapt o cameră, e afară. Am ajuns la momentul ăla interesant în care încep să se mănânce între ei. E foarte interesant. Băi, acestea fiind spuse, nu mai rămâne decât să invităm pe dragii noștri concurenți la vot. Elicopter, tu ești primul, tată. Hai la votare. Pentru prima noapte, când nu o să fie niciun vot pentru Cezara. Vrei să vezi? Și Scarlet. E un moment iconic. Am între Drăcea și Costi, nu? N-am pe cine să votez, că amândoi sunt frații mei. O să-ți scrie ăștia din obișnuință, Cezara. Nu mai ai zbăiert. Cream, Cezara făcea Traiana doar username. Asta este votul meu pentru Costi Max. Păi n-am altceva, nu? Adică asta ne votăm. Asta e viața, om ești mai prost. Cu cea mai mare părere de rău. Din obișnuință. În următorul episod aflăm cine va intra la cel mai interesant duel de până acum. Dar nu știam ce duel dați, mă, frate, dacă era duelul ăsta. Dacă aș fi știut dinainte. Va fi oare Drăcea sau poate Costi Max? Vedem cine părăsește competiția, dar și care vor fi cei patru finaliști din Bass House care se vor lupta pentru 5.000 de euro. Dacă v-a plăcut episodul ăsta din Bass House, stați să vedeți filmul cum e. Așa e, mă, cum zice vărul, susțin și confirm. Te pup! Din aprilie, Bass House The Movie în toate cinematografele. Din lume? Din România, doar din România. Stai, mă, nu știi că o forțăm și la bulgari, vorbesc eu la plevna, nu-i problemă.